Informație de ultimă oră la Antena 3 CNN. Au fost scene incredibile. Pe o stradă din municipiul Arad, o femeie a fost luată pe capota mașinii de o șoferiță care parcase pe locul ei. Ce s-a întâmplat mai exact, aflăm de la corespondentul Antena 3 CNN, Daciana Cordoș. Daciana, bun găsit! Bună ziua! Scenele revoltătoare au fost filmate pe o stradă din Arad. O femeie a fost luată pe capota unei mașini de o alta, după ce prima a certat-o că parchează constant pe locul ei de parcare, pentru care plătește o taxă primăriei. Arădeanca a pus mâna pe telefon și a încercat să sune la 112. În același timp s-a așezat în fața mașinii în încercarea de a opri pe șoferiță să plece de acolo. Aceasta însă a demarat în trombă cu tânăra pe capotă și a mers așa câteva zeci de metri până când victima sa s-a dezechilibrat și a căzut. Atunci a mai făcut o manevră imprudentă, a trecut cu roata mașinii milimetric de capul femeii. Polițiștii au întocmit un dosar penal, iar tânăra rănită și-a scos un certificat medico-legal în care se spune că are nevoie de până la 2 săptămâni de îngrijiri medicale. Agresoarea vine des în zonă la un salon de coafură. Cam atât din Arad.